dragilor, și bine ați revenit la un nou Vlogmas! Astăzi, de fapt chiar în acest moment, ne pregătim să ieșim din casă și să mergem puțin să ne plimbăm prin oraș, să facem câteva cumpărături de decorațiuni. Aici o am pregătită, stați să văd dacă am încuiat ușa. Mereu fac asta, deci veșnic, de când mă știu, mă întorc de 10 ori vin. Este super drăguță vremea afară, închid terasa? Și ne-am gândit să avem prima noastră ieșire. Ia uitați! Da, începeam să ies. Da, așa că vin imediat. Ne gândeam să facem prima noastră ieșire cu fetița la cumpărături. La cumpărături, să vedem ce decorațiuni mai găsim. Să vă arăt întâi de toate pe prințesica noastră. Ia uitați-o! Uite aici cum stă ea în landou frumos. Are niște lăptic la guriță. Mami! Mi-a română. Gata. Să știi. Da. Dar landou ăsta cred că 15 kg. Da, știu că este foarte, foarte greu. Da, este deschisă. Unde vrei să stau? În stânga sau în dreapta? Spre tine, da? Da, frate, spre mine. Ai acolo ăla de... De cărucior. Uh-huh. Da, de cărucior. Op, așa. Ce bine stă el. Așa. Așa că oricum ține de el. Hai să mergem. Să mergem la cumpărături. Deci, doamne, iată-mă, m-am așezat. Uite-o acolo pe prințesica. E pregătită și ea de cumpărături. Ce vreme frumoasă. Da, ia uite ce mică e. Bă, doamne. Probabil vă întrebați de ce nu luăm scoica, dar nu luăm scoica pentru că mi se pare mie că stă un pic ciudățel în ea fiind foarte mică, dar cred că săptămâna viitoare, crescând și mai mult, o să o punem și în scoică. Și am luat aici cu noi necesarele pentru că eu nu mai îmi iau, nu mai telefon, apropo. Lasă. Necesarele, am luat aici o muselină, am luat Bepanthen, Pampers, aleză, biberonul cu lăptic, cu ce a rămas din lăptic, de fapt, că am mâncat destul de mult, masca mea, deci le avem pe toate aici pentru că o să le pun în gentuța asta pe care v-am prezentat-o și în clipul cu căruciorul. Dacă nu l-ați văzut, o să vă las un link în descriere în cazul în care vreți să îl vedeți, să vedeți ce cărucior am ales noi pentru ea. Ce culoare facem, Bradu? Da. Pe ce ne axăm în jumbo? Nu știu, mă gândeam fie pe turcoaz, așa, fie pe alb și pe negru, mă gândeam eu așa. Turcoaz, doar turcoaz? Turcoaz cu alb. Cu alb. Sau negru cu alb și cu auriu. Da, trebuie să fie așa. Cred că mai mult în jumbo o să ne axăm pe decorațiuni. Adică? Decât, nu știu, diverse de pus prin casă, pe mobilă, pe... Așa mă gândeam. Tu ai deja masca pe față? Da, păi ce să mai țin în mâini? Într-o mână aveam fata, într-o mână alea bateriile, într-o mână... Vezi că stă acolo bateriile. Prințesica! Unde-s bateriile? Acolo, a, da. La picioare. Și, da, la picioare. Și avem aici două baterioare. Astăzi ne-a sosit coletul pentru că nu face față cu bateria de la cameră. Se descarcă destul de repede. Bine, destul de repede. La vreo două ore de filmat. Dar așa, fiind perioada asta super aglomerată, ne-am gândit că ne-ar ajuta sigur două baterii din astea extra, așa că le-am încărcat și le avem aici pregătite. Deci este vremea în Craiova de zici că e primăvară. Este foarte drăguț afară și de-aia ne-am gândit să ieșim și să o scoatem și pe ea, cu toate că eu am blănoiul ăsta pe mine, cred că o să-mi dau gluga jos, iubire, că... Păi da, și eu o să-mi dau, cred că geaca cu totul jos acolo, că o să mor de cald. Atâta de tare mă supără coșul ăsta, nu mai suport. Am fost la dermatolog și mi-a spus că am un început de acne, ceva de genul, pentru că mă dau cu diverse chestii, m-am dat de fapt cu diverse chestii de care tenul meu nu avea nevoie. Spre exemplu de acid hyaluronic și B5 de la The Ordinary. Mi-a spus că este un produs ok, nu face rău tenului care are nevoie de el. Dar eu, neavând nevoie, m-am dat în exces de 2-3 ori pe zi, așa să... Așa e la modă. Da, așa este la modă. Vezi? Da? Și mi-am distrus tenul, efectiv. Sunt câteva coșuri aici care mă supără și care ies în continuu. Așa că o să fac o pauză de la aceste minunății de produse și o să încerc să le folosesc pe cele care mi le-a dat dermatologul. Încă n-au terminat pe aici parcarea la Jumbo și arată... Zici că e șantier în lucru. Chiar e. Bine, de fapt este, da. Și am prins și un zâmbet pe cameră. Am ajuns acum la Jumbo și bineînțeles că a dormit. Foarte bine, ca să ne putem uita la decorațiuni liniștiți.
Oh, Doamne, tu! Și că intră greu aici. Hai, tăticule, scoate căruța. Intră greu, e mult prea. Ia uite, deja te murdăriși? Reușiși? Reușim. Ce, ești negru? Superbisiu. Iuhu! Hai, acum fetița. Asta-i tot. Acum să luăm prințesica, să-și ia mami gentuța. Cârciogul. Cârciogelul. Da, o să te rog să o pui cu fața la mine, ca să o și observ. Ia vezi dacă e pe gaură. Acum. E pe gaură? Da. Ma, ce poșețică am aici. Acum nu mai am geantă. Spui și telefonul acolo. Da, păi uite, chiar o să ne-l pun. Aici, lângă Pampers. Hai să-i punem pe ciulița. Gata? Da. Hai. Și geaca tot nu mi-o lăsai, da? Și să fie caldă, da? O pui pe căruț. O pui pe căruț. Și în cazul în care nu v-ați prins, din păcate în Jumbo poți filma oarecum, așa mai pe ascuns, dar muzica este peste tot, așa că cu siguranță va apărea copyright-ul și am hotărât să fac un voiceover peste tot ceea ce am filmat noi în Jumbo. Să sperăm că este cea mai bună variantă. Ideea este că am mers să căutăm câteva decorațiuni și am insistat eu să ne uităm și la board games, pentru că se apropie, să zic așa, Crăciunul, Revelionul și cu siguranță îl vom petrece cu prietenii, cu familia și mă gândeam că pentru o seară mai funny, mai amuzantă, mai relaxată ar merge un board game, cu toate că avem destul de multe, ba chiar foarte multe. Și vă spuneam aici că am un joc domino de când eram mică, dar nu m-am jucat niciodată, efectiv nu știu cum se joacă și arătam soțului meu că uite, două variante, iar el aici mi-arăta faptul că știe să pornească trenulețul acesta, dar ce credeți? Ia să vedeți. 3, 2, 1, hai! Fail total, efectiv. Și îmi spunea, nu știi tu să-l pornești, nu l-ai așezat bine pe șină, uitați-vă, doboară toate vagoanele posibile. Aici am crezut că îmi spune despre masa asta de fuzbol și am zis, îți place? Dar nu, mașinuța asta îmi place, ia uite ce traseu. Și vă spun sincer, era mega încântat de mașinuță pentru că poate să-i creeze, domnule, traseul exact așa cum își dorește. Prima decorațiune pe care am pus-o în căruțul improvizat, vă spun și acum, o să vedeți căruțul improvizat, sunt aceste două sticăre pentru geamurile din terasă. Așa ne gândeam că o să le punem, vedem pe unde au loc. Nu vă faceți griji, nu rănește fata niciun obiect pentru că este foarte micuță și nici măcar nu-i atingeau piciorușele. Ne hotărâsem să facem și niște globuri personalizate, dar mi-am dat eu seama că am deja două acasă și efectiv pot să-i schimb doar pozele de la an la an, așa că nu este necesar să cumpărăm altele. M-am uitat foarte mult și la lucrurile de creație pentru că mie îmi plac lucrurile DIY și totodată am găsit și caietelul ăsta cu un pup, cu un răhățel. Mă gândeam pentru o materie pe care nu o suporți. Am fost rea. Vedem. Pentru că urmează perioada cu Moș Crăciun, o să-i scriem, bineînțeles, moșului să știe moșul ce trebuie să ne aducă, sau dacă vrea, bineînțeles. Așa că ne-am luat două scrisori pe care noi le completăm cam de 3 ani. În fiecare an ajungem la Jumbo, încercăm de fapt să ajungem la Jumbo și să le cumpărăm. Iar aici, mega încântare pentru brăduțul acesta, uitați-vă la mine, eram, mie nu prea-mi place, nu știu ce i-a plăcut la el. Adică, bine, el e drăguț. Dar era foarte micuț și până la urmă am cumpărat unul dintre aceste cadouri. Sper că l-auziți pe fundal și pe Hugo vă salută și vă îmbrățișează pe toți. Vă spune deja Crăciun fericit. O să vedeți cât sclipici curge din aceste cadouri. Deci efectiv ne-a umplut și căruțul și parchetul și living-ul de sclipici. Pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu el. Căutam și căutam, nu știam ce să mai cumpărăm, ce decorațiuni ne mai dorim, dar o să vedeți că am cumpărat niște lucruri super simpatice, printre care și aceste două suporturi de lumânări, și spun două pentru că într-un final ne-am gândit că
Numărul acesta de 2, să zic așa, ar fi cel mai potrivit, dar cred că o să mă întorc eu și o să mai cumpăr fie încă unul, fie încă două, pentru că masa noastră este destul de mare și anul acesta cu siguranță ne vor vizita, cred că toți finii, pentru că avem deja destul de mulți și la masa de sărbători cred că vor da foarte bine aceste lumânărele, le-am luat și cu sclipici, să fiu sigură că am sclipici și în seara de ajun, hai să le punem în căruț. Bineînțeles că am dat și de alte decorațiuni, hai de mine câte sunt aici la Jumbo, vă las clipul în descriere, încă o dată vă spun cu tot ceea ce regăsiți în magazinul Jumbo de sărbători, foarte, foarte multe decorațiuni și observați și voi, sunt fel și fel de chestii. Aici soțul meu a găsit ceva de care s-a îndrăgostit. O decorațiune pe LED-uri și nu asta, cu Moș Crăciunul din stânga, ci cu Moș Crăciunul din dreapta. Mostra 6 cea la 18 lei. Nu am reușit să o probăm în magazin, fiindcă era doar mostra afișată, am văzut decât că era pe baterii și am zis, păi, orice ar fi, dacă e să nu funcționeze, efectiv, suntem la 2-3 pași de Jumbo, așa că o aducem înapoi și îi facem retur. Foarte mult îmi plac și căsuțele astea de la, era să zic, de la Pepco, mă bântuie Pepco, de la Jumbo, așa că ne-am uitat să le luăm, să nu le luăm, ne-am adus aminte că avem și un tablou cu LED-uri pe care mereu îl puneam în living, dar de data asta nu cred că o să mai dăm nicio gaură pentru un amărățel de tablou doar pentru Crăciun. Și îi spuneam că ar veni drăguț, să zicem, pe ușa de la intrare sau pe ușa de la terasă, o fundă din asta destul de mare, dar nu eram hotărâtă, fie din asta mai clasică, fie cu glitter, cu cât mai mult glitter, știți, iubesc sclipiciul. Hei, vă spune și Victoria, ea a dormit, să știți, tot magazinul, a dormit pe tot parcursul călătoriei noastre în Jumbo, dar acum este trează în timp ce fac eu acest voiceover. Și mă uitam din nou la globul ăsta și mi-am adus aminte, măi, mai avem încă unul, e a doua oară când mă uit la ele. În mașină vă spuneam de asemenea că o să facem o parte cu auriu, așa că am luat setul acesta, îl punem aici în căruțul nostru improvizat, ne este foarte ușor cu el. Ați văzut că el este destul de masiv, dar este foarte, foarte practic. Spuneți voi că săniuța asta nu este drăguță. Lemn, bineînțeles, se regăsește foarte mult lemn anul acesta la Jumbo și oricum am mai cumpărat decorațiuni, dar nu am reușit să filmăm tot, fiindcă, na, mai greu și cu căruțul și cu copilul și cu plânsul și așa mai departe, să fim și atenți, să și cumpărăm. Urma să fie și ora de masă a Victoriei, așa că ne-am rezumat la câteva filmulețe. Cred că Moș Nicolae îmi va aduce acest prosopel. O să-i scriu, să știți, o să-i spun. Moșule, să-mi aduci prosopelul cu gnomi. Acum haideți la o ședință de dans și vă las cu restul videoclipului. Vă salută Cătălina din viitor și revenim la clip în 3, 2, 1. Gata, am terminat la Jumbo. Doamne, nu știu pe ce am cheltuit 194 de lei. Deci 194 de lei pe nu știu ce, doamne, iartă-mă. Asta este punga aici, uia și ca de obicei. Așa că acum mergem spre mașină să mergem acasă. Gata, hai să mâncăm ea. Are gust de mamă, de toate. Hai să spune fetița. A trezit domnița noastră, suntem acum la benzinărie să umflăm roțile căruțului, pentru că nu le-am umflat niciodată și se par soțului meu că sunt un pic cam desumflate. Hai să vedeți cine s-a trezit. Dimineața! Strâmbăriți? Ține-te strâmb tu așa, îți cade cățiula, iubita mea. Îți cade cățiula, mama. O, doamne, o, doamne! Și n-am apucat să vă arăt ceva adorabilicios. Las că nu ăsta e tot piciorul, nu, ce credeți? Atâta e piciorul. Îi cad șosețelele din picioare. Și uitați ce training are, este de la moșica ei, de la Moș de fapt. Uitați-vă cât e de scumpă! Gata, dragilor, am ajuns într-un final acasă, după o zi lungă s-a și înserat, ne-am mai plimbat față de ce ați văzut voi în vlog și vă promisesem că o să vă arăt ce ne-am cumpărat de la Jumbo. O casă uriașă, probabil până la Crăciun o să mai ajungem pe acolo să mai luăm câteva decorațiuni, să vedem ce ne lipsește pentru casă și pentru brăduț. Așa că haideți să vă arăt primul
lucru pe care l-am cumpărat și este vorba despre această decorațiune din lemn. Vă zisesem eu în clipul în care vă prezint magazinul Jumbo, obiectele din el de Crăciun, că se poartă foarte mult decorațiunile din lemn. Așa că am hotărât să luăm și noi o decorațiune ca aceasta, care face cling, cling, cling. O să o punem probabil fie aici pe mobila din living, fie în dormitor, vedem noi. Am luat apoi pentru una dintre ușile din casă o căciuliță din beteală. Are aici un scris Merry Christmas și a fost foarte ieftină, undeva la 5 lei. Foarte drăguțe, aveau foarte multe modele, o să vedeți și în clip, cu Moș Crăciun, cu om de zăpadă, cu ren, cu sanie, cu fundițe, foarte, foarte multe modele. Am cumpărat și un mini Moș Crăciunel, care are o haină de fetru și este foarte, foarte simpatic. Tot la fel, fiind gri, o să-l punem în living. Am cumpărat pentru un cadou o cravată muzicală pe baterie. Bun, continuăm cu decorațiunile pe care le-am luat pentru geam, pentru geamul din terasă. Avem aici niște stickere cu Merry Christmas. Noi o să facem bradul. Ia uitați cine a venit, ia uitați cine a venit. Spune bună! Bună! Merry Christmas! Te iubesc. Ha, du-te, că mă agăți. Perfect. Deci, vă arătam și vă ziceam că am ales anul acesta decorațiunile argintii pentru că o să facem bradul cu negru, cu alb și puțin auriu. Am zis să fie așa, s-a așezat aici pisicelul, dar, mă rog, pe toate decorațiunile mele. Și în afară de aceea am mai luat-o și pe asta cu ho-ho-ho și cu Moș Crăciunel. O să vedem pe unde le punem, fiindcă eu aș vrea și în dormitor, că mi se par foarte drăguțe. Și apoi am cumpărat și un brăduț din ăsta de beteală, cu roșu și cu alb. Tot la fel, aveau și cu verde, și cu albastru, și cu mov, foarte multe modele. De fapt, știți ce, am văzut cam prin tot Jumbo și prin Peppa de asemenea, foarte multe decorațiuni de genul cu schelete de plastic și aici cu beteală. Foarte, foarte multe erau. Asta e fie decorațiune, fie globuleț, dar eu o să-l folosesc ca decorațiune. Bun, am găsit și niște globulețe, să le zicem așa, unele dintre ele sunt globulețe clopoței, tot la fel, aceștia au fost în jur de 10 lei. Sper să nu ne răzgândim în privința culorii bradului, așa că de-astea le-am și luat, auriu, argintiu, alb și negru, cam așa, vedem, oricum noi o să avem unul în living, unul în terasă și cred că mai avem încă unul foarte micuț, pe care nu mai știu pe unde îl puneam. Efectiv, da, o să ne hotărâm anul ăsta. Și încă o cutiuță. Aici avem niște clopoței cu sclipici. Eu ador sclipiciul, mamă, dar am făcut pe jos pe aici vraiște. Și mai avem încă 3 decorațiuni de lemn. Avem un ren. Asta este cu alb. Am mai luat încă unul cu roșu. Uite, cam așa. Și am mai luat încă unul care este cel mai frumos dintre toate. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult și sigur va ajunge în brad. Bun. Am cumpărat și o ghirlandă de ușă pe care o să o punem la intrare, dar cred că am luat altceva pentru ușa casei. Cred că asta o vom pune afară la poartă. Asta în cazul în care nu ne ia cineva. O să o punem la poartă. Mi se pare cea mai drăguță și este și destul de mare. Bine, aveau și mult mai mari, dar mult mai scumpe. Am cumpărat și un mic urs polar, stați că este plin de sclipici și de toate cele, și un mic urs polar pe care o să-l pun pe măsuța mea de machiaj să fie acolo în ton. Am luat un set de globulețe cu turcoaz, aici avem cu sclipici simple și cu sclipici din nou. Am fost și la Kaufland și am cumpărat un set pentru crearea unei căsuțe de turtă dulce. A fost 30 de lei și este foarte ușor de asamblat. Văd aici că mai e nevoie de un ou și de o punguță din asta de făcut macarons. Am cumpărat și acest cadou, foarte, foarte drăguț. Ia uitați ce decorațiune frumoasă are aici în mijloc.
Ceea ce mi-a plăcut foarte tare este că se regăsește pe mai multe culori și pe mai multe mărimi. Ăsta a fost 15 lei, dar erau și la 20, și la 25, și la 30, în funcție de mărimea acestuia. Cred că va sta pe masa de Crăciun. De asemenea, am luat și o de... Deci, uitați-vă. Este plin de sclipici, trebuie să luăm aspiratorul, acum să aspirăm. Avem o decorațiune super simpatică cu Moș Crăciun care este pe LED-uri. Nu am baterie acum la îndemână, dar o să vedeți tot în daily vlog-uri cum funcționează. Aici are partea cu baterii, două baterii simple și are aici pe burtica moșului niște LED-uri împreună cu cel de aici de sus. Ăsta a fost 18 lei, știu sigur 100% că ne-am uitat la mai multe modele. Și pentru că se apropie momentul în care trebuie să luăm legătura cu moșul, am cumpărat două scrisori pentru Moș Crăciun. Scrisori pe care le voi completa eu și cu soțul meu. Haideți să vă arăt cum arată una în afara funguței, fiindcă s-ar putea să joace peste camerei. Ia să vedem. Deci avem așa un plic roșu pe care scrie data și dragă Moș Crăciun, eu mă numesc și am nu știu câți ani și zice anul acesta am fost un copil cu minte pentru că aș dori în acest Crăciun, super simpatică, am luat două, să vedem acum cine o completează primul, eu deja știu un lucru pe care îl doresc. Și pe ușa de la intrarea în casă o să punem fundița asta super simpatică și super frumoasă. Văd aici că și-a luat iubitul meu un Chibi's Sweet with a Kind of Magic Candy Floss. Uite, și-a luat ceva de genul. Am luat și două ciocolățele din astea, că pofteam eu destul de mult la ele. O să le punem aici lângă fiindcă să le mâncăm. Încă un pachet de gumă Trident. Și ultimele două lucruri pe care le-am luat sunt doi suporți de lumânărele. Doi suporți de lumânărele, bineînțeles, care vin alături de o lumânărică, ce credeți? Am luat pe roșu, fiindcă masa de Crăciun o să fie probabil cu roșu. Îmi plac foarte, foarte, foarte mult. O să punem și asta. Ia uite! Super drăguțe! Îmi plac foarte mult, abia aștept să decorez masa de Crăciun. Bun, păi punga mea s-a golit. Dacă ați ști cât sclipici este aici, e incredibil. Hei, iubire! Ce faci? Tu ai venit la decorațiuni? Să le inspectezi? Bun, haideți că eu efectiv poftesc foarte tare la chestia asta, la lacta. Și vreau să... A fost destul de ieftin, undeva la 1,50 lei, deci nu mă aștept să facă minuni. Eu mă aștept de fapt să fie ca un fel de KitKat. Da, ia. Oh, nu miroase rău. Poate ți-aduce moșul. Nu-mi lăsesc cadou pe așa ceva. Am uitat eu să vă arăt ce am cumpărat și din Kaufland. Este vorba despre aranjamentul ăsta de ceramică, care are și bombonele în interior și totodată are și decorațiunea asta frumoasă pe, din afară. Îmi place foarte mult. Chiar am luat mai multe pentru a le oferi cadou de sărbători. Și dacă vă place, puteți găsi și voi.